Dragilor, vreau să revin din nou în această zi cu privire la ceea ce am vorbit cu câtva timp în urmă, cu o zi sau două, cu privire la femeie. Și doresc ca mesajul acesta să vă aducă lumină din cuvântul lui Dumnezeu. Doresc ca cuvântul din nou pe care îl rostesc să vă facă să înțelegeți mesajul pe care îl rostesc. Pentru că unii sunt nelămuriți cu privire la femeie. Am avut un mesaj în care am vorbit și am spus din cuvântul lui Dumnezeu că ce este scris că femeia nu are voie să vorbească în biserică, să vorbească în adunare, ci să stea în tăcere și să stea în ascultare și să stea în supunere. Așa este scris în cartea lui Dumnezeu, așa este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Și unii oameni n-au înțeles mesajul acesta și au început să comenteze negativ, chiar să mă numească, să mă numească că am o învățătură greșită. Dar, dragul meu, vreau să spun că învățătura pe care ți-o aduc nu este învățătură nouă, este o învățătură din cuvântul lui Dumnezeu. Scrie în cartea lui Dumnezeu că femeile să tacă în adunări. Cineva mi-a spus, păi cum n-are voie femeia să laude pe Domnul cu o cântare sau cu o poezie? Dacă vrea femeia să laude pe Domnul cu cântare, să laude împreună cu adunarea, să cânte slavă lui Dumnezeu din toată inima, pentru că adunarea nu este o sală de teatru, adunarea nu este o sală de spectacol, adunarea nu este un cinematograf, adunarea este casa lui Dumnezeu, este locul unde Dumnezeu este prezent. Și în față, acolo, la altar, nu poate să meargă oricine și poate să meargă doar aceia care a fost rânduiți de Dumnezeu, care sunt chemați de Dumnezeu în slujbă, care sunt chemați de Dumnezeu în slujire. În nicio parte a Bibliei nu găsim scris că femeile pe vremea apostolilor au cântat cântări în adunare. În nicio parte a Bibliei nu găsim scris pe vremea apostolilor, în vremea primii biserici, că femeile au recitat poezii în adunare. În nicio parte a Bibliei nu găsim scris că femeile au predicat cuvântul lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că Biblia interzice categoric ca o femeie să vorbească în biserică. Când spune să vorbească, asta se refere la tot ce aparține sau ce este de slujire. Adică cântare, adică poezie, adică mărturie, adică prorocie, adică cuvântul lui Dumnezeu. Femeia nu este chemată pentru așa ceva. Poate spui, dar ce nu poate să mărturisească minunile pe care le-a făcut Dumnezeu cu ea? Da, poate să mărturisească în privat, de la om la om, poate să spună ce Dumnezeu a făcut cu ea, poate să spună acasă, în familia ei, poate să spună la vecinile ei, poate să spună chiar și la frați și la surori când iasă din adunare ce minune a făcut Domnul în viața ei, poate să mărturisească lucrările Domnului. Dar Biblia spune, dragii mei, că în adunare femeia trebuie să tacă. Repet din nou cuvântul lui Dumnezeu, că unii nu l-au înțeles. Și pentru că unul m-a văzut ca în barbă, m-a numit musulman. Dar vreau să spun că eu nu vă citesc din Coran, eu vă citesc din Biblie, din Cartea Sfântă a lui Dumnezeu și vreau să spun că nu sunt musulman și sunt creștin, un copil al Dumnezeului celui viu și nevăzut, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Dragul meu, am intrat din nou în această zi să te fac să înțelegi, poate că în primul mesaj n-ai înțeles mesajul pe care l-am transmis. Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este drept, Dumnezeu a dat legi și porunci și dacă vrem să trăim așa cum vrea Dumnezeu să trăim, dacă vrem să fim pe placul Lui și dacă vrem să ajungem în cerul Lui, în
Raiul lui Dumnezeu. Noi trebuie să ascultăm de ce a spus Dumnezeu, de ce a rămas scris în cuvântul Său, de ce ne învață Biblia. Pentru că foarte mulți astăzi s-au obișnuit cu aceste lucruri, ca femeia să cală, să cânte în adunare, ca femeia să recite și să profețească și chiar să vorbească, s-au obișnuit exact cum s-au obișnuit ortodoxii care se închină la morți, sau cum s-au obișnuit care se închină la icoane, sau cum s-au obișnuit musulmanii care este cu Mohamed. Noi nu trebuie să ne obișnuim cu lucruri care nu sunt scris în Biblie. Noi trebuie să trăim după cuvântul scris al lui Dumnezeu. Iată ce spune Biblia. Repet, cuvântul Domnului se găsește la 1 Corinteni capitolul 14, Biblia spune la versetul 34, Biblia spune, femeia să tacă în adunări. Dragul meu, ce înțelegi tu prin cuvântul femeia să tacă în adunări? Înțelegi că trebuie să vorbească? Adică când spune femeia să tacă, tu înțelegi că trebuie să vorbească? Mai departe, Biblia spune, mai departe, femeia să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele. Ce înțelegi tu prin cuvântul acesta când se spune femeia să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele? Înțelegi că femeia poate să vorbească? Înțelegi că femeia poate să se ridice în picioare și să spună și ea un cuvânt, așa cum cântă o cântare, așa cum recită o poezie de 20 de strofe sau 30, poate să spună și vreo 5 versete din Biblie. De ce are voie atunci femeia, dacă tu spui că are voie să cânte, dacă spui că are voie să recite, dacă spui că are voie să prorocească, dacă spui că are voie să mărturisească, atunci de ce n-ar avea voie să și vorbească? Că așa cum recită vreo 20 sau 30 de strofe dintr-o poezie, ar putea să spună și vreo 5-6 versete sau 20 din Scriptură și să spună Dumnezeu atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară. Ce ar spune ea rău dacă ar spune așa? Ar spune ea ceva rău dacă ar spune că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și a murit pentru păcatele noastre? Cu siguranță n-ar spune rău. Dar, dragul meu, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, interzice categoric unei femei să vorbească în biserică. Interzice ca femeia să ia cuvântul în ea, să ridice în picioare și să spună ceva. Interzice, iată ce spune, repet, dacă Biblia spune femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și legea, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și legea, spune cuvântul lui Dumnezeu. Repet întrebarea, repet întrebarea, pentru că unii spun, da, n-are voie să predice, dar are voie să cânte, are voie să recite, are voie să prorocească, are voie să mărturisească. Bun, asta înseamnă că femeia vorbește în adunare. Păi dacă toate acestea are voie, păi de ce n-are voie să repete, să zică câteva versete din Biblie? Păi atunci care e deosebirea dintre a spune câteva versete din Biblie, a cânta o cântare, a recita sau a profeți sau a mărturisi? Care e deosebirea? Că femeia nu predică, dar tot vorbește în biserică. Prin cântare, prin poezie, prin recitare și profeție. Femeia tot vorbește în biserică. Atunci cum rămânem cu cuvântul Domnului? Dragii mei, trebuie să fim serioși, pentru că nu oricum se merge la casa lui Hristos. Așa cum am spus și data trecută, în mesajul pe care eu vi l-am adus din cuvântul lui Dumnezeu, foarte mult
Mulți doresc să aducă o jertfă lui Dumnezeu la altar. Foarte mulți vor să cânte pentru Dumnezeu și mă refer la partea feminină acum. Foarte multe din femei surori vor să cânte, vor să recite o poezie, dar foarte puține dintre ele uită că trebuie să-ți respecte părinții, că trebuie să asculte de tata și de mama, uită soțiile că trebuie să fie supuse soțului lor și uită că ce spune cuvântul lui Dumnezeu și nu ascultă de soț și nu ascultă de părinți, dar dau busnă la învon ca să mărturisească ceea ce le nu trăiesc. Dragul meu, să nu ne înșelăm, pentru că Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Biblia spune ce seamănă omul, aceea va și secera. Deci Biblia spune, repet, femeile să tacă în adunări, căcilor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și legea. Dacă voiesc să capete învățătura asupra unui lucru, să întrebe pe bărbații lor acasă, căci este rușine pentru o femeie să vorbească în biserică. Dragul meu, care nu înțelegi cuvântul lui Dumnezeu, ce înțelegi tu acum când spune că e rușine pentru o femeie să vorbească în biserică? Tu înțelegi prin aceasta că femeia poate să vorbească? Că Biblia nu spune adevărul? Că a fost acum 2000 de ani? Că acum lumea s-a modernizat? Că acum poate să vorbească femeile? Că lumea de astăzi e mai deșteaptă? Femeile s-au emancipat? Femeile sunt mai deștepte ca cele din vechime? Adică au voie? Ce înțelegi tu prin cuvântul care spune femeile să nu vorbească în biserică? Căci este rușine pentru o femeie să vorbească în biserică. Ce înțelegi? Înțelegi că da sau înțelegi că nu? Dragul meu, dacă înțelegi că da din cuvântul lui Dumnezeu, adică că are voie să vorbească, înțelegi greșit. Dacă înțelegi că nu, atunci înțelegi precum Scriptura ne învață, zice Biblia. Dacă vor să știe ceva, repet, spune cuvântul lui Dumnezeu, Biblia spune, dacă voiesc să capete învățătură asupra unui lucru, să întrebe pe bărbații lor acasă, că ce este rușine pentru o femeie să vorbească în biserică. De exemplu, se mai întâmplă că sunt așa adunări în care frații și surorile se adună să vorbească despre bunul mers al bisericii. Și mai sunt surori îndrăznețe care se ridică în picioare sau stau pe scaun sau pe bancă să întrebe, să pună întrebări, să vorbească ele. Biblia le interzice categoric. Biblia spune femeii nu-i dau voie să se ridice mai presus de bărbat, femeia să întrebe pe bărbatul ei acasă. Cineva spunea, păi dacă nu-i bărbatul credincios, atunci ce, pe cine să-l întrebe? Pe vecinul credincios când e cu bărbat? Sau pe bărbat, măi, tu ce crezi, ce înseamnă asta? Dar n-are voie să vorbească în biserică. Sigur că pentru tine învățătura aceasta pare o învățătură nouă și pare o învățătură greșită. De ce? Pentru că te-ai obișnuit așa de zeci de ani, te-ai obișnuit ca femeile să cânte în adunare, te-ai obișnuit cu mărturisirea femeilor în adunare, te-ai obișnuit cu prorocii, te-ai obișnuit cu poezii și așa mai departe, femeile să cânte în cor, te-ai obișnuit cu toate acestea și tu toate acestea acum le numești normale și spui că e bine așa, pentru că se face în toate bisericile. Așa. Și în bisericile pentecostale și baptiste și creștini după Evanghelie și cele din România și celor din Bulgaria și celor din America și Germania și așa mai departe. Te-ai obișnuit, dar dragul meu, Biblia ne spune foarte clar, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Biblia spune că Mântuitorul Iisus a spus, căci mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, n-am făcut noi cu tare și cu tare și cu tare numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți cei care lucrați fără de lege. Va fi plânsul și scâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Vreau să vă spun ca să înțelegeți foarte bine. Aș vrea să vă spun că nu toți cei care predică
predică despre împărăția lui Dumnezeu sunt oamenii lui Dumnezeu. Nu toți cei care se numesc păstori sau diaconi sau prezbiteri sau evangeliști sau preoți, nu toți aceștia ajung în împărăția lui Dumnezeu, pentru că sunt diferite religii cu diferite învățături și chiar într-o religie în care ești, sunt oameni care sunt îmbrăcați în piei de oi. Hristos a spus că în ziua aceea unii se vor înfățișa și vor zice: Doamne, noi am prorocit în numele Tău. Vă dați seama, au fost proroci, au fost botezați, au mers în adunare, au fost chemați în alte țări, s-au numit oamenii lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Hristos le spune: niciodată nu v-am cunoscut. Doamne, spun alții, dar noi am scos draci în numele Tău. Și Hristos le va spune: nu vă cunosc, ați lucrat fără de legea. Au fost botezați, au fost în biserici, au fost chemați în misiuni, au făcut multe slujbe și chiar au scos draci afară, pentru că ei spun: am scos draci în numele Tău. Și Hristos spune: niciodată nu v-am cunoscut. Alții vor zice: dar Doamne, noi am făcut multe minuni în numele Tău și aceștia au fost botezați și aceștia au mers în biserică și aceștia au predicat și au vorbit și au pus mâinile peste bolnavi și bolnavi s-au vindecat. Cu toate acestea, Hristos le va spune, Biblia zice, la mulți: niciodată nu v-am cunoscut. Dar cum se poate? Cum se poate așa ceva? Să prorocești în numele lui Hristos? Să scoți draci în numele lui Hristos? Să faci minuni în numele lui Hristos? Să fii botezat, să mergi la adunare? Și cu toate acestea, Hristos să spună că nu te cunoaște? O, e îngrozitor! Știți de ce? Pentru că oamenii au trăit în păcat, au lucrat fără de legea, zice Domnul, și fără de legea, ne spune Biblia, este păcat. Pe lângă ce au făcut ei, și-au permis și păcatul, și oamenii aceștia vor fi despărțiți de la fața lui Dumnezeu. Alții vor spune: Doamne, dar eu am fost dirijor, Doamne, eu am dirijat corul. Alții vor spune: Doamne, dar eu am fost un predicator, am predicat Evanghelia, m-am dus prin sate și orașe și vorbeam altora despre Tine și împărăția Ta. Alții le va zice: Doamne, dar am fost prezbiter, Doamne, Doamne, am fost păstor, Doamne, am condus biserica din cetatea cu tare, Tu nu mă cunoști, Doamne. Iisus le va spune la foarte mulți: niciodată nu Te-am cunoscut. Dar de ce, Doamne, ai lucrat fără de legea, ai lucrat, ai trăit și în păcat, ți-ai permis bârfa, ți-ai permis ura, ți-ai permis invidia, ți-ai permis neascultarea de Dumnezeu? Dragii mei, aș vrea să vă spun că Dumnezeu este drept și nu se lasă bajocorit și nu se lasă bajocorit de omul pe care l-a creat. Moise era un om ales de Dumnezeu. Moise era un om peste care era Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Prin Moise, Dumnezeu l-a scos pe Israel din Egipt să-l ducă în țara făgăduită, în țara promisă, în Canaanul pământesc. Moise a fost omul care vorbea cu Dumnezeu gură către gură. Într-o zi poporul a început să-i spună lui Moise că le este sete, că nu mai poate de sete, că vrea apă pentru că erau în pustie. Moise s-a dus să se roage Domnului și să-i spună Domnul ce trebuie să facă. Și Domnul i-a spus să se ducă să vorbească stâncii și din stâncă va ieși apă. Și Moise s-a dus la poporul acela și a făcut în tocmai cum n-a spus Dumnezeu. Moise s-a mâniat, Moise a dat cu toiagul în stâncă, în sfârșit a ieșit apă, pentru că Dumnezeu e bun, dar Domnul s-a mâniat pe Moise, în așa fel încât nici pe Moise, robul său, cu care
care vorbea Dumnezeu gură către gură, nu l-a lăsat Dumnezeu să intre în țara Canaan. Și Moise a ieșit din Egipt și vrea să ajungă în țara Canaan. Domnul a suit pe munte, i-a zis, vei vedea cu ochii, dar tu nu vei intra, pentru că tu și fratele tău Aron m-ați necinstit în fața poporului. Și nici Aron și nici Maria, sora lor, și nici Moise n-au intrat în țara promisă numită Canaan. Și nici poporul care a ieșit din Egipt de la 20 de ani în sus, prin ascultarea lor, n-au intrat în țara promisă Canaan. De ce? E Dumnezeu rău? Nu e Dumnezeu bun? O, Dumnezeu este foarte bun, dar Dumnezeu cere să ascultăm de El. El este Creatorul și nu noi. Nu noi suntem Creatorul Lui. El este Creatorul nostru. El este Stăpânul nostru. El este Dumnezeul nostru și noi trebuie să ascultăm de El. Și poporul, pentru că n-a ascultat de Domnul în toate lucrurile cerute de El, au pierit în pustie în timp de 40 de ani. Au intrat mai târziu în Canaan copiii lor de la 20 de ani în jos, și Iosua și Caleb. De ce? Pentru că ceilalți n-au fost vrednici, că l-au necinstit pe Domnul. Vă dați seama? Deci dacă Domnul a pedepsit pe Moise, pe Aron și pe Maria, credeți că ne lasă Domnul pe noi nepedepsiți dacă trecem pe lângă ce este scris în cuvântul Său? Dumnezeu nu împarte slava Sa cu nimeni. Dumnezeu este sfânt. Aș vrea să vă mai dau un exemplu din Biblie despre un om al lui Dumnezeu, un proroc al lui Dumnezeu, un om după inima lui Dumnezeu. Acesta a fost și era David. Omul acesta se temea de Dumnezeu. Omul acesta, David, făcea mereu ce este bine și plăcut lui Dumnezeu. Și David a căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu își găsea plăcerea în David. Și Dumnezeu, Biblia ne spune că David era după inima lui Dumnezeu, un om în care Dumnezeu își găsea plăcerea. Într-o zi poporul său a fost la luptă și David a ieșit pe acoperișul casei, pentru că el nu s-a dus la luptă cu poporul său. A ieșit pe acoperișul casei probabil să mai ia aer proaspăt sau să se mai uite prin jur. Dar Biblia spune că când David a fost pe acoperișul casei, a fost într-un moment de neveghere. Undeva în curtea vecinului, în curtea lui Urie, era nevasta lui Urie care făcea baie, dezbrăcată, se scălda. David a văzut-o, David a poftit-o, David a chemat-o, David s-a culcat cu ea. Cu cine? Cu nevasta altuia. David a păcătuit astfel împotriva celui atotputernic. David avea o mulțime de femei. Urie avea doar pe această femeie. Dar Urie era la război. David n-a vegheat și a fost înșelat de Satan să păcătuiască cu nevasta lui Urie. Femeia aceasta a rămas însărcinată imediat de la împreunarea ei cu David, ne spune Biblia. Femeia aceasta i-a spus lui David că e însărcinată și David a vrut ca să ascundă lucrul acesta, a dat poruncă să-l trimită pe Urie acasă, l-a îmbătat și l-a trimis la nevasta lui să se culce cu ea, să se creadă că copilul care se naște din ea este la Urie. Dar Dumnezeu așa a făcut că nu s-a întâmplat așa cum a planificat David. Apoi David l-a trimis înapoi la luptă și a trimis cu o scrisoare prin Urie și a spus celui care era căpetenia celor care lupta împotriva lui Israel, deci vrăjmașilor lor, i-a spus să-l pună în prima linie și apoi să se tragă înapoi, să fie omorât Urie. Și așa a făcut David să moară bărbatul lui Bathsheba. Domnul s-a supărat atât de tare pe David, omul care era după inima Sa, și Domnul a pedepsit atât de aspru pe David. 4 copii au murit în casa lui David. 4 copii a luat Domnul lui David, omul după inima Sa, plus că fata lui a fost necinstită.
ascultă de băiatul lui. În casa lui David era rușinea. De ce? Pentru că David a necinstit pe Domnul și n-a mai ascultat de el și s-a bătut de la porunca Domnului. Și așa David a trebuit să plătească foarte scump pentru nelegiuirea lui. Într-una din sani, în samul lui David, David spune: câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele și mâna ta apăsa asupra mea, dar mi-a mărturisit păcatul meu și tu ai iertat vina mea. David, mai înainte să-și mărturisească păcatul, l-a ascuns și mâna lui Dumnezeu apăsa asupra lui. David nu mai putea să reziste și a trebuit să se ducă înaintea Domnului să-și mărturisească păcatul și Domnul i-a iertat vina și păcatul lui, dar a fost pedepsit aspru pentru păcatul lui. 4 copii ai lui David au plecat în veșnicii, au plecat omorâți pentru că Dumnezeu așa a vrut să-l pedepsească pe David. Vă dați seama, dragii mei, nu este de joacă cu Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt, Dumnezeu este un Dumnezeu drept. La fel și Samson, omul lui Dumnezeu, peste care venea Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și avea o putere imensă peste el, pentru că era puterea lui Dumnezeu. Avea putere mai mare decât oricare alt om din această lume. Dar când Samson a păcătuit, când și-a vândut secretul, pentru că Samson în timpul vieții lui mergea la femei ușoare, Biblia spune că a văzut o curvă și s-a dus la ea, s-a culcat cu ea, apoi a văzut-o pe Batsheba, s-a dus cu ea. Bă, Samson trăia în păcate și Domnul, după ce a fost tăiat părul, s-a depărtat de el și Samson a fost aspru pedepsit. A rămas fără ochi și a murit împreună cu filistenii, doborât de clădirea care a căzut peste ei când Samson din nou a cerut putere de la Dumnezeu. Dragii mei, nu este de jucat cu Dumnezeu. La fel și Solomon, omul cel mai înțelept din toată lumea, pe vremea lui era cel mai înțelept Solomon. Biblia ne spune că la bătrânețe Solomon s-a închinat dumnezeilor străini, a uitat de Domnul, a avut o mie de femei și femeile acestea i-au abătut inima de la Domnul și i-au îndreptat inima spre Dumnezei străini. La bătrânețe, Solomon s-a îndepărtat de Domnul, s-a închinat înaintea Dumnezeilor străini și nu ne spune Biblia că Solomon s-a căit, s-a pocăit, i-a părut rău, s-a întors la Dumnezeu. Asta înseamnă că Solomon probabil a murit nemântuit. Cine a fost Solomon? Un om la care Dumnezeu i-a dat cea mai mare înțelepciune, dar pe parcurs n-a mai ascultat de Domnul și s-a dus rasna, s-a dus pe o cale greșită. Prea iubiții mei, înțelegeți voi cuvântul lui Dumnezeu? Înțelegeți voi că noi trebuie să rămânem la ceea ce scrie în Scriptură? Pentru că Biblia spune: multe căi par bune omului, dar duc la pierzare. Multe căi par bune omului, dar acestea duc la pierzare. Precum și musulmanii cred că merg bine, dar merg într-o direcție greșită. Precum și budiștii cred că merg bine, la fel se duc într-o direcție greșită. La fel și indușii, așa și ateiștii, ei cred că ceea ce cred e bine. Ei cred că dacă spun că nu există Dumnezeu, așa este, nu există Dumnezeu. Credința ateilor este că Dumnezeu nu există, că nu există rai, că nu există iad, că nu există satana. Și ei cred asta, dar asta nu înseamnă că e și adevărat. Asta înseamnă că ei merg într-o direcție greșită. La fel și sataniștii, ei cred că merg bine, ei cred că satana este mai mare decât Dumnezeu, ei cred că satana după moartele dă o împărăție, dar de fapt ei se află în mâna celui rău și nu în mâna celui bun și se duc spre iad. Dragii mei, trebuie să rămânem la ceea ce scrie în cuvântul scris al lui Dumnezeu. Trebuie să rămânem la Scriptură și omul care nu...